Ieri seara, curtea mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși veniți să îi cinstească pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou. Slujba de priveghere a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Îi mulțumim Domnului și mucenicului său prea iubit, pe care îl sărbătorim în mod deosebit astăzi în cetatea Sucevei, și să nu uităm nici o clipă faptul că Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou ne învață și pe noi cei de astăzi să mărturisim prin fapte și cuvânt, așa cum a mărturisit și el până la martiraj, că ortodoxia este adevărata și dreapta credință, iar biserica este una sfântă, sobornicească și apostolească, așa cum mărturisim în crez. Făcând aceasta, vom da o bună și dreaptă mărturie spre slava preasfintei trăim și spre mântuirea noastră. Racla cu sfintele moaște a fost așezată spre închinare ieri dimineață în baldachinul din curtea mănăstirii. Îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, îndemnul din Evanghelie, pribegheați și vă rugați, este pentru noi creștini, atât din zona Sucevei cât și din împrejurimi, de a ne aduna aici la această sărbătoare a Sfântului Ioan cel Nou la Suceava, de sărbătorile sunt ziene, când îl prăznuiești pe nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, când toți creștinii împreună, cler și popor, îl preamărim pe Dumnezeu și căutăm scopul mântuirii, scopul vieții noastre. Privegherea înseamnă rugăciune, trezvie, când la slujbele noastre din cele 7 laude ale bisericii, vecernia și utreienia, care sunt slujbele seară de priveghere, participăm aici cler și popor pentru a preamări pe Dumnezeu. În această perioadă de post, căutăm să ne preminim sufletele și să fim mai aproape de Dumnezeu, împreună și cu cei mai slabi sau cu cei, să fim alături de cei nevoiași. De aceea și mănăstirea a pregătit pentru această sărbătoare, pentru pelerinii credincioși care vin poate mai de departe sau mai de aproape, mâncare și cazare. Sânzienele au reprezentat mereu în istoria Bucovinei un moment de mare bucurie, însă niciodată nu trebuie uitate numele părintelui Nikitovici și a vrednicului de pomenire Mitropolit Silvestru Morariu Andreevici, care în anii 1890-1891 au pornit ceea ce astăzi cunoaștem ca marele pelerinaj de sânziene de la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Aceste momente au reprezentat și în trecut și astăzi vii argumente pentru unitate de neam, de credință și de limbă pentru românii despărțiți de granițe impuse de alte puteri. Nădăjdim că și anul acesta, la sărbătoarea Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei și a întregii Moldove, așa cum l-au dorit marii voievozi și vrednicii de pomenire ctitori ai mănăstirii Sfântului Ioan și a celor care au pus temelia statului feudal Moldova, să fie și astăzi vii grăitoare asupra faptului că niciodată, nici când, noi nu vom uita că neamul nostru a fost lăsat aici să fie trăitor de către Dumnezeu și mereu este binecuvântat prin sfinții care mereu se nasc în sânul nostru. Anul acesta vedem iarăși adunați de peste munți și de peste granițe români care se închină în aceeași limbă și mărturisesc aceeași credință, una sfântă și sobornicească. La mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou din Suceava suntem într-un ceas de aleasă sărbătoare, când împreună cu pelerinii veniți la această mănăstire ne bucurăm de sărbătorirea cea de peste an a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și a Sfântului Ioan Botezătorul. Venim la această mănăstire împreună cler și popor, fiecare cu problemele noastre, cu neajunsurile noastre și cu bucuriile noastre, cu doleanțele noastre, și trăim aici bucuria prezenței sfinților și aceasta ne este de ajuns fiecăruia dintre noi. Cam fiecare an am venit ca să ne rugăm la Sfântul Ioan pentru sănătate, pentru binele copiilor, în
și stăm la rând, suntem suceveni. Veniți în fiecare an? Da, de câțiva ani încoace, în fiecare an. Cu cine ați venit? Cu fetița. În primul rând mulțumesc Sfântului Ioan și în al doilea rând mă rog pentru reușită la examen la anul și ajutor la concursurile de la not, pentru că fac not de performanță. Mi se simt mai bine, mai ușor, mai oricum când alegi la un sfânt, mai ales că asta avem, asta e speranța noastră primă, rugăciunea, credința în Dumnezeu. Ați simțit vreodată minunile săvârșite de Sfântul Ioan? Da. Ați avut necazuri mari? Am avut și când am ajuns aici, nu știu, așa mi s-a părut de ușoară. Pelerinii s-au închinat pe toată durata nopții la Sfintele Moaște. Închinătorii veniți de departe au beneficiat de locuri de cazare și de pachete cu hrană oferite de mănăstire și de oficialitățile locale.